Medicii stomatologi susțin că nu au fost niciodată contactați pentru a lua parte la o acțiune de promovare a igienei orale în școli. Copiii vin și ei cu carii destul de complicate, așa, pe care îi tratez, și mai vin și cu probleme cu gingivite, cu parodontopatii în general. Nu a fost nicio campanie organizată. S-ar putea, eu știu, în viitor, dacă ar solicita, probabil că am fi dispus să ajutăm. Ar fi nevoie de o campanie, deci făcut ceva organizat cu o dispensarizare, afară de ce facem noi la cabinet. Așa ca să, pentru pregătirea viitorilor pacienți, să spunem, atunci când vor deveni adulți. Directorii de unități de învățământ și părinții susțin că nu au văzut la ochi reprezentanții Direcției de Sănătate Publică decât în cadrul a două campanii, cea de vaccinare și de prevenire a cancerului de col uterin. De la DSP au fost campaniile cu vaccinul pentru copii, au fost cu, de asemenea, cu cancerul de col uterin și cam atât. Nu, din astea n-am avut, decât doamna Postelnicu de mult a venit cu recomandări de acest gen, dar n-am avut de special pentru stomatologie, nu. Ar fi bine să meargă să facă așa ceva, da, deci nu. Ați auzit astfel de acțiuni? N-am auzit. Direcția de Sănătate Publică este însă optimistă. Din toamnă este posibil să organizeze campanii de prevenire pe teme stomatologice. În cadrul campaniilor de promovare a sănătății desfășurate de către Direcția de Sănătate Publică au fost teme privind igiena corporală, au fost teme discutate la modul general. Avem în vedere, de la începutul anului școlar 2011-2012, să structurăm campaniile de promovare a sănătății privind igiena corporală pe domenii și să punem prioritar igiena orală. Copiii au gratuitate atunci când ajung la medicul stomatolog să se trateze. Din nefericire însă, fondurile alocate sunt prea puține pentru cabinete și nu acoperă toți pacienții care se prezintă la doctor. Dacă ar exista campanii de prevenire, adresabilitatea ar fi în mod cert mult mai scăzută.